Un meci în afară de cel pe care l-am anunțat, Dunărea Călăraș, Gazmetan Mediaș, de la ora 14. Centrare și gol! Văduț! Excepțional! Nu mi-aduc aminte, sincer, ca Văduț să fi atins mingea până acum, a fost implicat în unele faze. Însă, sincer, nu știu dacă a mai reușit să lovească balonul. 1-0, minutul 67. Deschide scorul Mihai Văduț. Ce schimbare inspirată a operat Gheorghe Hagi. Vom revedea o fază care s-a creat pe partea dreaptă. O centrare reluată magistral cu capul de către Mihai Văduț. Intră Ervinon Jenda în locul lui Golovka. Denis Drăguș, perfectă centrarea, sosirea venită sincron în centrul careului și Mihai Văduț marchează cu o lovitură de cap imparabilă. 1-0 pentru Viitorul Constanța.